onoare și o bucurie de fiecare dată că mă întâlnesc cu doamna Iuliana Marciuc pentru mine. Da. Aveți și numele domnului în buletin, că n-am întrebat asta niciodată. Nu! De ce? Pentru că nu m-am gândit niciodată. Dacă nu ne-am căsătorit, cum să punem numele în buletin? Păi nici la stare civilă, nici... Nu, noi suntem... Tu acum afli serios că noi suntem doar logodiți? Mă, ce șmecher ești tu, jurnalist. Da. Nu, 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 chiar nu m-am gândit. Eu cred că fiecare suntem personalitatea noastră. Și eu sunt Marciuc și el este Enache. Acum, uite, spun ceva în exclusivitate. Da. Uneori îmi pare rău că David nu este Marciuc Enache. Că putea să fie așa, dar el este doar Enache. Și poate că trebuia să mă gândesc mai mult atunci, în momentul ăla, dar am considerat că așa e tradiția, băiatul poartă numele tatălui și în felul acesta cumva dispare numele mamei. Te-ai gândit la asta? Da, dar altfel l-ar fi dus mai departe, le-ar fi dus pe amândouă. Exact, și cine știe cum ar fi fost destinul? Nu se știe. Știi cum e? Ce nume porți? Destinul acesta îl duci. Norocos din partea mamei? Norocos din amândoi. Bine, ok. Gata, am stabilit-o și pe asta și întrebarea clasică, cu ce faceți de Paște? De Paște? Da. De Paște, uite, mi-amintesc cu mare drag o curte plină de copilași care caută ouă vopsite în iarbă. Și am de gând să refac acel eveniment, acele momente, că au fost mai mulți ani la rând, da, cu niște adolescenți de care au împlinit deja 18 ani, adică colegii lui David, pe care am să-i provoc să caute ouă de Paște în iarbă și sunt foarte curioasă dacă vor răspunde provocării mele. Și cum se vor descurca? Asta e cel mai important. Îți dai seama că se descurcă bine, mai ales dacă pe lângă ușoare le pui și câteva cadouțe. Am înțeles. Ăsta e ultimul Paște al lui David ca cetățean al României, ca locuitor al României, că după aia pleacă, nu? De ce? De ce? Eu am întrebat. De plecat pleacă, da? Dar nu înseamnă că nu rămâne cetățean al României, Doamne iartă-mă. Nu știu spre ce îl va duce destinul, așteptăm dar să vedem. Dar și-a ales până la urmă? Da, și-a ales. Ultima dată. Ultima dată, da. Parcă chiar a vorbit cu tine. Da, da. Da, și-a ales să pleacă la Utrecht, la Creative Business se numește facultatea, în Olanda. Și a fost acceptat pentru că are media claselor 9-11, 9-65. Geniu, nici n-avea cu cine să semene altfel. Geniu, nu, dar cu minte, da. Cu minte, da. Și a și învățat. Bun, da. Asta e. Da. Gătiți sau luați totul de-a gata de Paște? Nu, din când în când mai și gătesc și atunci mai gătesc și de Paște, dar fac o combinație. Adică drob n-ai să mă vezi făcând, mi se pare foarte greu. Așa că drobul va face mama sau o prietenă. De vopsită o vopsesc și uneori mă și amuz cu niște modele și mi-amintesc de ciorapul acela. Tu ai pus vreodată pătrunjel în ciorap? Da, da. Da. Voi cred pune că singurul popor efectiv care face asta. Voi pune pătrunjel în ciorap, e wow. Și ceapă, ca să iasă culoarea aia specială. Da. Mulțumim frumos, permiteți cu să vă salut. Drag, o seară extraordinară. Ca de obicei, un jurnalist elegant. Mulțumesc, să rămână. Paște fericit. O seară bună. Mersi.